Bună dimineața! Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. Sunteți într-un număr foarte mare și sunt absolut convinsă că sunteți atât de mulți pentru că ați venit să mă vedeți pe mine. Și eu, la fel ca voi, sunt foarte onorată că sunt alături de invitatul nostru special. Dar înainte de a face introducerile pentru ziua de astăzi, am să vă spun o poveste personală. Eu am avut norocul să nasc la termen, la 39 de săptămâni și 3 zile. Însă, la început, când încă nu dădusem vestea decât familiei mele și urma să ne amintesc prietenile, am întâlnit o prietenă foarte bună. Fiecare dintre noi vreau să ne spunem ceva foarte important. O surpriză. Surpriza noastră, pentru cealaltă, era că eram însărcinate. Și am aflat că avem același termen de naștere, undeva în jurul datei de 14 august. Eu am născut în 9 august. Prietena mea bună a născut în luna mai, la 6 luni. A fost o perioadă foarte grea. Eu am văzut imaginile cu fetița ei, abia după ce am născut, pentru că a vrut să mă protejeze. Era mai mică decât palma ei, în incubator. Am aflat întreaga poveste, tot după ce am născut, pentru că a vrut să mă protejeze. Au fost multe momente în care ea și soțul ei au fost anunțați că nu se știe ce se va întâmpla în secundele următoare. Din fericire, fetița ei este una dintre cele mai bune prietene ale fetiței mele și nu există nicio diferență între ele. Fetița ei este o luptătoare. Ea este o luptătoare. Au fost atât de multe secunde în acele 3 luni în care a crezut că nu o să poată să meargă mai departe. Cei care sunteți părinți, chiar dacă sunteți stați, înțelegeți despre ce e vorba într-o astfel de poveste. Așa că din sufletul meu vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi la invitația Dorna și Salvați Copiii și că vă angajați alături de noi în acest job de o secundă, care nu este o sarcină nouă. Este cea mai mare oportunitate pe care o putem avea cu toții în această viață. Să salvăm niște vieți. Acesta e motivul pentru care suntem astăzi aici. Și acum dați-mi voie să introduc doamnele alături de care vom discuta despre această campanie. În primul rând, o invit alături de noi pe Daria Gonța, Senior Brand Manager Coca-Cola România. De asemenea, un om foarte drag mie, pentru că știu de foarte mulți ani ce face. Gabriela Alexandrescu, președinte, executiv, Salvați Copiii. Și doamnelor și domnilor, numărul 1 mondial în tenis, Simona Halep. Poveste emoționantă, de altfel ca întreaga cauză pentru care suntem aici astăzi.
Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc și vă mulțumim că sunteți aici în număr atât de mare astăzi, într-o zi specială nouă, dar mai ales o zi specială pentru copiii născuți prematur. Și mă bucur foarte mult astăzi să anunț începutul și continuarea de altfel a campaniei Dorna, Grijă pentru copii, o campanie care încă de la început, de acum 6 ani, a avut tot sprijinul partenerilor noștri Salvați Copiii, mulțumim, și de asemenea ne bucurăm tare mult să o avem alături pentru al 4-lea an consecutiv pe ambasadoarea noastră dragă, ambasadoarea cauzei și a campaniei noastre, Simona Halep. Mulțumim din suflet și în primul rând felicitări pentru victoria extraordinară din acest weekend. Ne-a făcut pe toți să fim mai mândri ca niciodată. Mulțumim mult! Cum vă spuneam, suntem la al 6-lea an în care ne angajăm în lupta copiilor născuți prematur. Și suntem tare mândri de tot ce am reușit să facem până acum. Am reușit până în prezent să adoptăm 50 de maternități cu echipamente de specialitate prin intermediul Salvați Copiii și credem că astfel am adus o schimbare majoră în România pentru această cauză. Bineînțeles că acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul dumneavoastră și al tuturor celor care s-au implicat în această cauză alături de noi. Ne bucurăm să avem, cum spuneam, aproape pe Simona Halep, iar legătura ei cu această campanie este și a fost de la început foarte puternică. Știm cu toții cât de luptătoare este Simona, încă de mică a fost și în weekendul acesta ne-a arătat încă o dată această luptă pe care o duce și ne-a arătat în putere acest lucru. Și tocmai acest spirit luptător este cel care ne-a motivat să o rugăm să se angajeze împreună cu noi în această cauză. Pentru că atunci când vorbim despre copiii născuți prematur, vorbim de fapt despre lupta pentru viață a acestor micuți. Și este o luptă grea, o luptă dificilă, o luptă în care secundele pot face totul, pot conta foarte mult. Poate pentru noi toți o secundă poate părea nesemnificativă. Însă pentru micuți, pentru copilașii născuți prematur, o secundă poate face diferența între o luptă pierdută și una câștigată. Și tocmai în această luptă, sprijinul nostru, timpul nostru, chiar și pentru o secundă, poate face diferența și poate însemna totul până la urmă. De la această idee a plecat campania noastră de anul acesta și de aceea îndemnăm pe toată lumea să se angajeze în lupta copiilor născuți prematuri și să-și ia în loc de o secundă. Cum putem face acest lucru? Cum ne putem angaja în lupta copiilor născuți prematuri? E foarte simplu. Trebuie să intrăm pe site-ul Dorna și o să rog colegii să mă ajute cu acest lucru. Putem intra, cum spuneam, pe site-ul dorna.ro. Exact, îl avem aici, mulțumesc. Și putem apăsa, da un click, un click care durează o secundă pe butonul Angajează-te. Și, practic, astfel ne luăm un job de o secundă. Este, cum spuneam, o secundă din timpul nostru, care însă înseamnă foarte mult. Și vedem aici deja și vom vedea live câți oameni se angajează în cauza noastră și în campania noastră până la finalul ei. Deci este în timp real, așa că îi rugăm pe toți să facem cum la concerte, sunteți rugați să luminați cu telefoanele, cu lanternele. De data aceasta vă rugăm o secundă să vă luați, să vă angajați în lupta copiilor născuți prematur. Exact. Apoi, bineînțeles, puteți susține cauza mai departe și dacă dăm mai jos, putem vedea că
putem da share și recomanda jobul unui prieten, astfel încât cât mai multă lume să afle despre această cauză și să se implice, chiar printr-un gest simbolic, în cauza noastră. Putem susține cauza și mai mult prin ajutorul Salvați Copiii, putem dona către cauză sau putem să ne implicăm în diferite alte moduri și putem de asemenea să descărcăm un kit cu diverse materiale prin care să ne arătăm sprijinul pe care îl oferim în cauză pe toate mediile noastre online, pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe. Deci vă invităm să vă angajați în acest job simplu, dar care poate însemna atât de mult pentru copiii născuți prematur. O să, la finalul campaniei, bineînțeles, Dorna va răsplăti efortul tuturor prin donațiile echipamentelor specializate pe care le oferim către secțiile de neonatologie cu ajutorul Salvați Copiii. Și va respecta efortul tuturor, cum spuneam. Haideți să ne uităm la spotul campaniei de anul acesta, Dorna, grijă pentru copii. Între o luptă pierdută și una câștigată, o secundă poate face diferența. În momente grele, când victoria pare departe, o secundă pe care tu o oferi poate ajuta pe cineva să-și găsească încrederea. O secundă care înseamnă o secundă în care misiunea ta de susținător poate da altora puterea de a merge mai departe. Pentru copiii născuți prematuri, o secundă din timpul tău poate însemna viața. E timpul să te angajezi și tu în lupta vieților. Aplică pe Dorna.ro pentru un job de o secundă și Dorna îți va răsplăti efortul donând incubatoare către maternități prin Salvați Copiii. Dorna, alege ceea ce contează. Înainte să ne așezăm la lucrurile noastre, vă rog să mai vedem încă o dată acest. Între o luptă pierdută și una câștigată, o secundă poate face diferența. În momente grele, când victoria pare departe, o secundă pe care tu o oferi poate ajuta pe cineva să-și găsească încrederea. O secundă care înseamnă totul. O secundă în care misiunea ta de susținător poate da altora puterea de a merge mai departe. Pentru copiii născuți prematuri, o secundă din timpul tău poate însemna viața. Mulțumesc foarte mult, vă invit la loc. Am venit așa cum ne place să vedem imaginile victoriei de la Roland Garros, chiar de sute de mii de ori. Merită să vedem de două ori cum putem să salvăm viața unui copil. Da, mulțumim! Cum spuneam... No, și tu. Ele sunt prietenele noastre, Ilinca și Irina, și foarte curând, preț cu Simona în două, nu mai duc nimeni la vinograță astăzi. E ok și la vinograță? Și s-o poți vedea mai bine pe Simona? Hai! O să stăm puțin de vorbă și nu e de sfârșit. Daria, te rog! Spuneam că avem mare încredere în campania de anul acesta. Avem mare încredere că vom strânge foarte mulți susținători și angajați într-un job de o secundă. Asta și pentru că avem exemplul campaniilor de anul trecut, care au avut rezultate extraordinare. Numai puțin campania din 2017, în care am strâns foarte multe inimi pe Facebook pentru copii născuți prematuri, inimi pe care le-am transformat ca în fiecare an în donații pentru echipamente de specialitate. Cum vă spuneam și la început, toate aceste eforturi nu ar fi posibile fără sprijinul partenerului nostru Salvați Copiii și pe care aceasta aș vrea să vă mulțumesc pentru toată colaborarea. Și aș vrea să o invit pe Gabriela Alexandrescu să ia cuvântul, președintele Asociației Salvați Copiii România. Și mulțumim foarte mult de prezentarea caldă și completă pe care ați făcut-o. Dar i-aș mulțumesc și Amalie Nache că s-a alăturat acestei cauze. Am poveste bună. Împreună cu Dorna și cu Simona am salvat 8.000 de
nou născuți. Că le pot salva viața pentru că au avut echipamentele donate de noi. Au știut că acești copii au șansă la viață. Sunt și secunde catastrofale pentru medici atunci când nu au echipamente, aparatură, când știu că nu pot primi și îngriji copiii, când știu că pot condamna, că pot să nu le salveze viața. Și știu că această apăsare există și avem aici doctori importanți, șefi de secții, doamna doctor Roșca de la Giulești, domnul doctor Crăciun de la maternitatea Cantacuzino. Sunt oameni care au salvat mii de vieți, copii care s-au născut înainte de termen. Și le mulțumim pentru asta. Unii dintre ei sunt alături de noi. Sunt alături de noi aici, da. Dar și menționat. De a o pune la un nivel pe care îl merită, de a prioritiza investițiile în acest domeniu, poate puțin cunoscut de publicul larg și de multe ori puțin sprijinit de factorii de decizie. Până în prezent, în total am ajuns în 80 de maternități aproape, cu 400 de echipamente, pentru 34.000 de nou-născuți. Și am ajuns în aceste maternități împreună cu ambasadoarea campaniei noastre, Amalia Anastase. Mă bucur că ești aici. Am un mare ajutor și o mare inimă pentru copii. Am investit 3.120.000 de euro în aceste echipamente, o contribuție însemnată, o parte însemnată, constituit o dornă, aproape 20% din această investiție. Am arătat că prin investițiile în echipamente putem scădea mortalitatea din țara noastră. Când am început noi programul, era o mortalitate de 10,1 la mie, acum a ajuns undeva la 7,3 la mie, dar este mare. Este dublă față de media Uniunii Europene și trebuie să continuăm. Trebuie să continuăm să dotăm măcar cu cât am dotat până acum, măcar cu încă 400 de echipamente și trebuie să ajutăm secțiile de terapie intensivă să-și extindă capacitatea de a îngriji nou-născuții. Și avem această oportunitate acum, prin această generoasă campanie gândită de Dorna, cu implicarea Simonei Halep, cel mai bun suflet românesc, nu pot să-i zic brand, că nu e brand, e un român extraordinar care ne readuce, ne reface mândru de ceea ce ar trebui să fim toți. Și îți mulțumim, Simona, că ai trezit în noi acea mândrie și acea bucurie și onoare de a fi român, pentru că poate mulți ne-am pierdut-o în anii ăștia. Îți mulțumim că ne-ai retrezit-o. Prin această platformă fantastică creată de cei de la Măchen atât de frumos, în care fiecare român se poate implica și poate dona timp, poate dona o secundă din timpul lui pentru a fi alături de oameni care au nevoie, de copii și părinți care au nevoie de a se simți ajutați de ceilalți, dar pot să doneze și bani, pentru că fiecare astfel va deveni contributor la echipamentele pe care salvați copiii le va dona în secțiile de neonatologie. Gestul vostru și tot respectul este fără margini din partea noastră echipei Salvați Copii. Faceți un gest de aur, așa cum fiecare secundă și fiecare 60 de secunde din primul minut de viață al copilului, toate sunt de aur, așa cum Simona este pentru noi campioana de aur. Mult respect pentru ceea ce faceți și vorbind de secunde, întotdeauna m-a impresionat
urmat lupta celor mai mici copilași pentru viață, rezistența, târzenia, fantastica luptă cu durerea pe care mulți nu o simțim dintre noi, mai o știu. Și sunt atât de mici, atât de fragili, mulți au 500 de grame, 600, 700 de grame, cum spunea și Amalia, cât o palmă. Dar la fel de impresionant, pentru mine, sunt sentimentele mamelor și ceea ce ele trăiesc. Și am câteva gânduri de la Alina, o mamică pe care am cunoscut-o recent și care spune așa: într-o secundă simt că mor și că revii, că mi se oprește inima în loc și pornește din nou când bebe respiră, că aș dori să nu fiu acolo, să cred că e un vis, că vreau să mă chinui eu și nu el, că sunt atât de jos și atât de slabă, urlu și plâng și apoi zâmbesc și sper. Ei, pentru toate aceste mame care până la urmă au zâmbit, toată echipa noastră vă mulțumește din suflet. Spre matur și tot ce faceți în general, mi-ai luat-o înainte, n-aș fi putut să nu o salut și eu pe ambasadoarea voastră, Amalia Anastase, unul dintre cei mai autentici oameni în a ajuta copiii. De asemenea, lângă ea este o altă mândrie a noastră, a românilor, micuța Picasso, devenită mare pictorița Alexandra Nechita, o salutăm și mulțumim că a ales să vină alături de noi astăzi. Acum, Ilinca, Irina, am văzut că mamelor voastre le e foarte dor de voi. Le-au șoptit că le e foarte dor de voi. Am văzut că Simona Halep se descurcă extraordinar cu copiii, dar... Să știi că fac asta și cu fetița mea. Totul e o negociere. Cu promisiunea că te vei întoarce la Simona după ce eu o să stau eu puțin de vorbă cu ea. Nu mult. Puțin să o răpesc. Și am o poveste. Cum am vorbit noi dimineață că nu trebuie să facem un microfon? Să nu facem... Să nu facem... Adică să nu respirăm așa obosit. Așa că vă rog puțin să mergeți la mamele voastre, după care îi vă chem și vă fac o invitare de prințese puțin mai acolo. Mulțumesc! Poți să iei microfonul cu tine și ai mare grijă de el. Da. Jobul de mamă care te învață să negociezi este un job de multe secunde. Simona Halep, numărul 1 mondial și omul care ne-a făcut să ne bată în felul acesta inima, acum la finala Roland Garros. Da, așteptăm să cedeze microfonul sau și mai bine colegii de la Sunet. Facem în așa fel încât să rămână doar microfonul meu funcțional pentru următoarele minute. Și-al Simone, din dacă al meu, dacă nu. Nu are voie. Mulțumim. Bine. Simona se descurcă extraordinar cu copiii. Am văzut. La fel cum se descurcă extraordinar, cu orice fel de emoții și cu toate secundele, tu înțelegi, cred că mai bine decât noi toți, importanța unei secunde. Dar spune-ne, te rog, ce te-a făcut pe tine să te implici în această campanie? Bună ziua tuturor și vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi de aici. Este un eveniment emoționant pentru mine, așa cum a fost în fiecare an. Mulțumesc pentru vorbele frumoase și pentru toată aprecierea și eu vreau să vă felicit din suflet pentru ceea ce faceți și pentru că ați dorit atât de mult să ajutați acești copii care au mare nevoie de noi.
sunt aici pentru că iubesc copiii, așa cum bine se vede, am aici o prințesă care nu mai vrea să stea. M-a emoționat mereu această campanie și mă bucur că pot să ajut în acest fel acești copii care pentru ei o secundă înseamnă enorm. Pentru noi nu înseamnă atât de mult, însă pentru ei este o șansă în plus la viață. Nica, ai apucat, cred, să te odihnești după marea finală și cu toate acestea ești astăzi aici, alături de noi. Apreciem foarte mult lucrul ăsta. Spune-ne, cum e pentru tine o secundă? Câte poți face într-o secundă? Și pentru mine înseamnă foarte mult o secundă. Poate schimba situația meciului. Este foarte, foarte importantă, însă nu se poate compara cu o secundă de care acești copii născuți prematuri au nevoie. Este o fracțiune de secundă care probabil m-a ajutat să câștig acest Grand Slam mult dorit și mult muncit, ca să spun așa. Mă bucur că împreună putem să-i ajutăm pe acești copii, să ne angajăm să-i ajutăm pe acești copii și să salvăm cât mai multe vieți. În cazul Simonei, cu siguranță, cred că doar pare că ar fi vorba de o secundă care tu ai câștigat, dar este toată munca din spatele acestei secunde și mai mult decât atât. Am vorbit în cazul copiilor născuți prematur despre toți cei din jur, în primul rând familia, mama, tatăl, bunicii, mătușile, prietenii, toți care trebuie să-și unească forțele și să fie acolo alături. Cred că și tu înțelegi mult importanța sprijinului celor din jur. Cât a contat acest lucru pentru tine? Părinții mei, într-adevăr, au fost alături de mine din prima clipă, de când am început tenisul și este poate cel mai puternic stâlp care m-a ajutat să ajung aici unde sunt astăzi. Așa cum și pentru acești copii, părinții sunt foarte importanți. Dar, bineînțeles, și persoanele apropiate din viața mea, prietenii, antrenorii, echipa mea, toți oamenii m-au sprijinit, m-au susținut și atunci când intri pe teren, ești emoționat, ai dureri de stomac, te simți rău, dar ei vin cu o îmbrățișare, cu o vorbă bună și parcă îmi dau o putere venită din interior să pot să intru pe teren și să încerc să dau tot ce am mai bun din mine. Așa și pentru acești copii, noi dacă ne angajăm să-i susținem, pot avea această putere interioară să lupte pentru viața lor. Trebuie să le mai povestesc prietenilor noștri de aici cum am început eu ziua. Credeam că sunt un moderator foarte bine pregătit, care știe deja desfășurătorul pe de rost, doar că n-a fost așa. Am ajuns într-o încăpere unde, ce să vedeți, m-a așteptat Simona Halep, foarte serioasă, și am trecut printr-un interviu de angajare înainte să pot să vin să vorbesc cu dumneavoastră. Și acesta este certificatul meu de angajare. Este semnat chiar de Simona Halep. Rugămintea este din nou pentru fiecare dintre voi să faceți acest lucru și mai ales să duceți mesajul mai departe. Copiii născuți prematur au nevoie de sprijinul nostru al tuturor. Simona rămâne alături de noi și va răspunde puțin mai încolo întrebărilor voastre. Desigur că rugămintea mea pentru astăzi este să ne îndreptăm atenția spre această campanie și va răspunde astăzi doar acestor întrebări. Până atunci, le-ați cunoscut pe Irina și pe Irinca, să știți că sunt două fetițe extrem de răbdătoare, sunt cu noi de azi dimineață. Vă invit din nou aici, dar de această dată le invit împreună cu mamele lor. Voi pe scenă să fiți și voi vizibile, mamele alături de mine. Vă rog să vă prezentați în fiecare. Teodora Cernicu, Antonia Zavaria. Aceste două mame știu ce înseamnă aceste secunde despre care vorbim. Pentru că
Irina și Ilinca sunt doi dintre copiii născuți prematur și vă rog, acum am eu grijă de ele puțin, vă rog să ne spuneți fiecare povestea voastră. Bună ziua, am emoții, am rămâna să mă înțelegeți. Noi suntem părinții unui copil născut prematur, născut la 30 de săptămâni, 1 kg da, și 35 de centimetri. A fost greu pentru că nu ne-am așteptat la așa ceva. În primul rând, ne-a dat putere. Irina, primul zâmbet a contat extrem de mult pentru noi. La fel de mult au contat cadrele medicale de la Spitalul Canta Cuzinoa, le mulțumim în fiecare zi. Sunt în sufletul nostru, pentru că Irina este ceea ce este acum datorită lor în primul rând și în al doilea rând Bunului Dumnezeu, și pentru că ea este puternică și se bucură în fiecare zi, de fiecare secundă și e zâmbitoare, o vedeți. Irina vrea să spună și ea ceva aici. Noi îți spunem că nici nu-ți poți imagina cât de mult ne bucurăm că ești astăzi cu noi. Cum vorbim în microfon? Vă rog să respirăm așa, să se audă că avem emoții. Pentru că noi nu avem emoții. Tu ești o luptătoare și tu ne... Bună dimineața, vorbește mama ta acum puțin? Perfect. Mulțumim! Bună ziua! Eu sunt mama Ilincăi. Ilinca s-a născut la 31 de săptămâni, cu 790 de grame greutate. A stat în spital 13 săptămâni, din care 9 în terapie intensivă. În ianuarie 2012, cred că Ilinca a primit unul din primele echipamente donate de salvare copii maternității Canta Cuzinoa, așa că n-a fost nevoie să sperăm că se eliberează în mână. Și acel incubator a fost casă timp de 13 săptămâni. A fost greu, dar Ilinca e un copil norocos că s-a născut în maternitatea în care s-a născut și a fost asistată și supravegheată de o echipă medicală excepțională și a beneficiat de echipamentele de care ar trebui să beneficieze orice copil născut în condițiile acestea. Dacă a fost greu, nu mai știu, noi suntem norocoși că am plecat împreună în acasă. Știu că era foarte greu să plec și să o las acolo. Urcam în salon și ea rămânea în incubator. Drept pentru care, deși din care a evoluat foarte bine, eu, la capitolul greutate, ne încadrăm în urmă. Ceea ce e bine că îmi copot că era în brațe. Deci era la plecare în brațe. Asta recuperăm. Mulțumim că ne-ați spus poveștile voastre. Vreți să spuneți o poezie? Da? Scurt, așa? Cea mai frumoasă poezie? Ne-am de Elena Faradu. De ce mai prins în primul tău copil frumos? Tu mă știi oare? Că sunt ușor și că mă doare? De ce mă simți așa de rău? Copil ca tine sunt și eu. Și-mi place să mă joc și mine. Și mine trebuie să fie de spaima și de cum sunt eu. De ce vrei să mă omor? Am și eu părinți ca tine. Și ajunge mama după mine. Și ajunge bietele sub loc. Și ajunge tata mult de tot. Deci am trăit abia 3 zile. Îndură-te de ei, copile. Și lasă-mă că nu mă. Și așa că ai spus tot ce aveai de spus. Simone, sigur că este regulă. E foarte regulă. Sunt cu 3 microfoane între timpul. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim încă o dată din suflet medicilor care fac posibil ceea ce trebuie să ne alegem la medicilor. Sunteți campionii noștri. E momentul
mult așteptat pentru întrebări și răspunsuri. M-am îmbrăcat în alb, nu ca să fie vreo analogie cu tenisul, nu ca să inspir puritatea copiilor, ci ca să nu mă considerați totuși omul negru, pentru că voi, cum spunem în tenis, Simona, voi para orice, orice întrebare care nu are legătură cu campania noastră de astăzi. E momentul pentru întrebări și răspunsuri. Suntem aici pentru voi. Vă rog. Bună ziua, sunt Irina Olteanu, de la TV.ro. Felicitări pentru tot ce sunteți și vă mulțumim de lecțiune. Vreau să vă întreb ce anume v-a determinat să participați la campania Doamna că salvați copiii. M-a determinat faptul că noi, dacă ne unim și dacă ne angajăm în acest proiect, putem să salvăm multe vieți. Copiii aceștia născuți prematur au nevoie de noi și, cum bine știm cu toții, pentru noi o secundă nu înseamnă atât de mult, însă pentru ei poate fi șansa la viață. Vă mulțumesc frumos! Vă rog, dacă mai aveți întrebări. Bună, Simona, aici sunt. Da. Robert Iaconescu este numele meu. Scriu pe tenicul.ro, sunt tată și orelul meu. Felicitări, felicitări, cât are copilul? 3 ani face. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Aș vrea să te întreb dacă vreodată în carieră sau în familie ai simțit real că o secundă poate să facă diferența între viață și moarte, dacă e vorba despre familie, sau între tine la nivel foarte, foarte înalt pe teren. Adică simți vreodată că dacă în secunda aia nu reacționezi, o să pierzi tot ce ai muncit până atunci? Sigur că da. Despre sport pot să spun că la acest turneu, chiar în finală, la set și 2-0, am simțit că dacă nu reacționez și nu schimb ceva, nu schimb tactica jocului, o să pierd din nou finala. Așa că am încercat să fiu mai agresivă, să merg spre fileu, să fiu mai relaxată și să dau importanță fiecărui punct. Atunci am schimbat soarta meciului și am reușit victorie. În familie nu am avut, în fericire să spun, probleme de acest gen, însă toate problemele din lumea aceasta pentru copii sunt și ale noastre, chiar dacă nu suntem implicați direct. Cea mai fericită secundă din viața ta de până acum, care să fi fost? Oare? Sâmbătă pe terenul de tenis, bineînțeles, când am ridicat trofeul, dar în viața personală, atunci când s-a născut nepoțica mea. Felicitări! Mulțumesc! Vă rog, vine imediat un microfon spre dumneavoastră. Le-am recuperat pe toate de la Ilica și de la Irina. Bună ziua! Numele meu este Ana Bitcă și sunt pe centrul de tenis.ro. Rezonez foarte mult cu tot ce am auzit aici. Eu am un băiețel de 5 ani și ceva, însă de la 20 și ceva de săptămâni de sarcină a existat mereu cu riscul de naștere prematură. Eu am stat pe spital ultimele 4 luni de sarcină, inclusiv pentru a păstra sarcina și am lăcrimat de multe ori acum astăzi, în timpul acestui eveniment. Simona, vreau să îți spun că te admir foarte mult. Și vreau să te întreb un lucru. Eu sunt pentru părinți. Tu, pentru părinți, ești un model de copil de succes. Toți părinții poate că și-ar dori ca ai lor copii să aibă realizări importante în viață. Ai spus că părinții tăi te-au susținut foarte mult. Cum anume te-au susținut părinții? Ce au făcut părinții tăi pentru ca tu să poți să faci ceea ce faci? În primul rând, felicitări pentru copilași. Să vă trăiască. Părinții mei au fost, cum sunt toți ceilalți părinți, sper, foarte aproape de mine. M-au încurajat mereu când am avut un moment mai greu în tenis. M-au susținut și financiar ca să pot să ajung aici astăzi. Și nu m-au certat niciodată când am pierdut un meci sau când nu am jucat ceea ce trebuie pe teren. Am avut înțelegere din partea lor, am avut încrederea părinților că se poate într-o zi să îndeplinesc visul și, bineînțeles, emoția, dragostea pe care mi-au dăruit-o și mi-au oferit-o zi de zi. Numai așa consider eu că am putut să ajung la cel mai înalt nivel intens. Mulțumesc.
Felicitări mamei și tatălui Simonei Halep, care au făcut, au făcut posibil și ei ceea ce ești astăzi. Și mă gândeam și eu la fetița mea. Nu m-am gândit dacă mi-aș dori să fie campioană mondială la ceva, dar cu siguranță îmi doresc foarte mult ca atunci când își alege modelele, tu să fii genul de model la care ea să se uite, pentru că de la tine oamenii învață că muncii cu tenacitate poți să ajungi acolo unde visezi încă de mic. Da, mulțumesc! Amalia nu mi-a vrut lângură, dar pentru ce nu mă numesc, este Sofia Fențeană de 7 ani. Ne pare bine, Sofia. Sâmbătă am suferit primul set și primele două break-uri. După aia, cu toții eram acolo și ne-am bucurat cu toții. Sofia este în stadiul în care, evident, ai nevoie de model. Și foarte mulți copii au nevoie de model. Acum, știu că foarte multă lume te ovaționează acum, dar tu ești modelul pe care copiii noștri au nevoie. Ești principalul model după ani și ani. Am nevoie de la tine, te rog, de un mesaj pentru pechindeii ăștia, în ce ar trebui să creadă, unde pot ajunge, din experiența ta. Mulțumesc frumos! În primul rând, cred că ar trebui să seteze un vis, să creadă în el, să facă tot ceea ce este posibil pentru acest vis și niciodată să nu cedeze. Vreau să le spun că pe parcursul acestor 20 de ani, de când am început eu să joc tenis, au fost multe momente grele. Însă niciodată nu am spus că renunț la tenis. Dacă încerci în fiecare zi să te trezești cu energie că o să fie bine și cu încrederea necesară, orice e posibil. În viață, dacă te lupți, în primul rând o să ai o luptă cu tine mereu, pentru că, cum bine știm, sunt și gânduri negative și dacă ai această putere de a te lupta cu tine în primul rând și de a te motiva în fiecare zi când te trezești, atunci o să reușești indiferent de ce îți propui. Mulțumim! Vă rog, urmează să vină microfonul spre dumneavoastră, acolo în spate, sau îl aveți deja. Dar până atunci, vreau eu să cunosc cu băiețel aici în față. Vreau să ne spui cum te numești. Rafael. Și cum de-ai venit tu astăzi aici? Ca să o văd pe Simon. Să știi că și noi cei dar am ieșit de mult, nu? Ne-am mai văzut. Da. Te-a și ținut minte. Am văzut, am simțit puțină neliniște că toți ceilalți copii se ridicau în picioare și tu nu erai prezentat. Sunt fericit acum? Da. Mă bucur foarte mult. Bate. Niciun copil nu trebuie să plece supărat după întâlnirea de astăzi. Vă rog. Andrada Popoviște la Realitatea. În primul rând, de Simona, felicitări. Pentru că ne reprezint țara. Dar mi-a furat pe jumătate de întrebare. Aș vrea să le transmitem un mesaj tuturor celor care până acum nu au fost suficient de convinși să susțină această cauză. Pentru că nu vorbim neapărat de o campanie, ci de o cauză. Care ar fi mesajul tău? Ne-am crescut că atunci când vine vorba de susținere, în România este împuțită cum al tău. Sper că anul viitor să dubleze numărul de copii salvați. 8.000 de copii până acum și poate anul viitor o să fie dublu. Sfatul meu, bine, nu sfatul meu, rugămintea mea este ca toți oamenii, noi toți, să ne angajăm. Ați văzut cât de simplu este să dăm secunda din viața noastră pentru această cauză. Cred că o satisfacție mai mare decât aceasta nu există în viață, când știi că ai dat din timpul tău sau ai dat ceva de la tine pentru a salva o viață. Cred că acest lucru este suficient ca toți oamenii să se implice în această campanie și să ofere o singură secundă din viața lor. Gabriela Alexandrescu, știm cumva statisticile pe plan mondial, pe ce loc ne aflăm la salvarea copiilor născuți prematur? Că s-au făcut progrese destul de mari, adică dacă mergeți în clinicile conduse de acești doctori și în general care sunt aici, doamna Roșca, domnul Crăciun, și mai sunt încă 20 de clinici de nivel 3,
care îngrijesc spre maturii atât de mici, rezultatele și la noi sunt pe măsura rezultatelor din alte țări. Însă, capacitatea noastră de îngrijire e depusă, deci avem o capacitate înjumătățită de a îngriji totalul număr de copii care se nasc în această situație. Și atunci, pentru doctor, doar de la domnul Crăciun, știu, de exemplu, că anul trecut a trebuit să refuze 78 de copii în situații din asta, doar într-o clinică. Vă dați și seama... vorbim despre București, vorbim, da, da, să București, mă gândesc cum este în restul țării. Deci important este să contribuim și să cumpărăm echipamente astfel încât să mărim numărul de incubatoare, să le dublăm incubatoare, mese de resuscitare, compresoare de etc. Un echipament complex și să nu mai asistăm și să nu mai pierdem aproape un copil la 2000 de secunde. Noi astăzi pierdem, înainte să împlinească vârsta de un an. Deci noi, mortalitatea infantilă, stăm foarte prost. Suntem ultimii din Uniunea Europeană în domeniul ăsta. Mă gândeam că suntem undeva la bază și cred că mesajul Simonei Halep este că și aici trebuie să muncim, să luptăm, să ajungem între cei din fruntea clasamentului. Chiar dacă vorbim de undeva da, departe de jos, vă rog un microfon la domnul doctor. Până alocă Ministerul Sănătății poate bani, că durează, da. Până se alocă bani. Până acum s-au alocat și s-au pierdut, iar s-au alocat, iar s-au pierdut, deci nu s-au investit. Cum nu trebuie să... cum se pierd banii. Prin schimbarea miniștrilor. Un ministru poate să spună, da, neonatologia e importantă, aloc banii ăștia, dar în 6 ani am schimbat 6 miniștri. Adică vine altul cu altă agendă și trebuie să o iei de la început și până îl convingi. După care zi se nasc copii. Da, din păcate. Deci până se alocă bani pentru aceste echipamente, aia se face noi, cum am făcut până acum. Adică orice zi, orice secundă pierdută, e fatală pentru cei mici. Și putem dona, putem sprijini și cumpăra, în afară de a dona timpul acesta o secundă, putem dona pe această platformă și banii să-i folosim pentru echipamente, așa cum am ajuns până acum cu 400 de echipamente donate, mai trebuie încă ca de atât, cel puțin. Domnul doctor. De fapt au fost 83 în 78. 83 de copii pe care ați avut voie să-i refuzați. Da, pentru că nu au fost locuri. Avem acum un proiect în curs de execuție de mărirea locurilor de la 9 la 15, care se va realiza, are poate aprobările chiar în timp de curs de a se face. Credeți-mă, este foarte, foarte greu să te sune cineva care nu are capacitatea să trateze acești copii și să refuze, pentru că pur și simplu nu ai loc. Nu există. Și la început anului, până acum au fost vreo 25 refuzați. Totdeauna m-am întrebat ce s-a întâmplat cu cei, unde au ajuns, pentru că am vrut să întreb asta și o întrebare pe care prefer să mă reprim. Așa mi-am făcut și eu, mi-am reprimat-o și sper să nu mai fiu pus în postura niciodată să refuz pe cineva. Pentru că am fost și la începutul carierei în postura să transfer. Și este foarte greu să ai față un copil, să nu poți să faci ce trebuie să-i faci. Și acel copil poate să moară din cauza asta. Dar sperăm cu ajutorul Doamna, salvați copiii și actorul implicat să nu mai există asemenea momente. Vă mulțumesc! Aici avem nevoie în față de un microfon. Domnul cu șapcă roșie, care are o întrebare pentru domnul doctor. Deci păstrăm microfonul la domnul doctor. Domnule doctor, vă rog să vă și prezentați. Sunt Soința Mii de la postul public de Radio Furești FM. Cât costă un incubator? Un echipament complet? Și dacă există cumva posibilitatea de a se accesa banii europeni pentru aceste echipamente? Prețurile variază de la, hai să spunem, minimum 10.000 de euro până la peste 35.000. Incubatorul cu donat de Doamna nouă, cred că a fost în jur de aproape 40.000 de euro, care recupera un copil mic, nu ai nevoie numai de un incubator, ai nevoie de un monitor, ai nevoie de aparat de ventilație, ai nevoie de injectomate, care acest copil să fie hrănit până poate să mănânce. Și nu uitați, avem nevoie de oameni. Copiii ăștia nu sunt puși în incubator și crezi singuri. Deci, din păcate, lipsesc asistente suficiente. Proiectul trebuie să fie nu numai în echipament, trebuie să fie și în oameni.
că altfel degeaba mai ai făcut. Și există, aveți știre, care luptăm. Primatorii sunt ca Simona Halep, Die Hard. Credeți-mă. Luptăm. Da, în primul rând, cum spuneam și mai devreme și cum spunea și Gabriela, România este pe primul loc în rata mortalității infantile, deci este o cauză foarte gravă, foarte importantă pentru noi. În al doilea rând, Dorna, apa minerală naturală plată, Dorna izvorul, este potrivită pentru pregătirea hranei de bebelușilor, pentru hidratarea mamelor. Acest lucru este certificat de toate instituțiile necesare și de aceea legătura noastră cu această cauză, pentru că ne dorim să aducem un aport important în lupta copiilor născuți prematur, și să continuăm să donăm și să dotăm maternități cu cât mai, cu cât mai multe echipamente speciale ca în fiecare an. Mulțumim! Și dacă nu mai sunt întrebări, după cum am observat, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, vă mulțumesc că duceți mesajul Dorna, salvați copiii și al Simonei Halep mai departe. Și vestea bună este că Simona va face niște fotografii cu voi.